Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire, o nouă etalare cu titlul Tu și el sau ea încotro. Haideți să vedem de data aceasta care vor fi energiile acestei lecturi. Pentru voi, cei care priviți acest video și care sunteți într-o relație de cuplu cu partenerul sau cu partenera voastră, da, și vă doriți să știți care este direcția spre care se va orienta această relație a voastră, da? Sau pentru aceia dintre voi care sunteți singuri sau singure, văd că și voi vă doriți să știți cât va mai dura această situație de viață pentru voi. Sau pentru cei care sunteți în separare de partener, de parteneră, văd că și voi vreți să știți dacă acesta sau aceasta va mai reveni în conexiune cu voi. Hai să vedem, dragii mei, despre ce este vorba. Iată că prima carte în etalare vorbește despre tot felul de diferențe, dar care s-ar putea să fie mai evidente în această perioadă. Da? Se pare că, da, într-adevăr, dragii mei, dragile mele, aveți de-a face cu un suflet pereche, da, aveți de-a face cu o persoană deosebită în viața dumneavoastră, dar totuși cu o persoană foarte diferită de voi, da? Este posibil să difere prin vârstă. Vârsta pe care o are față de voi poate să fie mai tânăr decât voi sau poate să fie mai în vârstă decât voi. Poate să aparțină unei culturi diferite, să aibă credințe diferite sau să aibă un statut social diferit de al tău. Da, este clar că toate aceste diferențe, da, ar putea să fie împotriva voastră dintr-un anumit punct de vedere, dar pe de altă parte veți ajunge la concluzia că totul constă în modul în care voi reușiți să conviețuiți unul cu celălalt și la modul în care voi reușiți să comunicați în această conexiune, da? Comunicarea dintre voi doi se va dovedi foarte importantă în această perioadă, cu atât mai mult cu cât, iată, vă doriți să aneantizați sau să zic așa, să ștergeți aceste diferențe care există între voi. Da, mai ales acea diferență care vorbește despre un statut mult mai bun al acestei persoane față de statutul tău, da? Din aceste puncte de vedere, văd că unii dintre voi sau unele dintre voi s-ar putea să fiți deranjați sau poate că nu voi sunteți deranjați, poate că membrii familiei voastre sunt deranjate de faptul că această persoană, iată, se dovedește a fi una foarte avută, foarte potentă din punct de vedere financiar și să te copleșească cu tot felul de cadouri, da? Fapt pentru care văd că familia ta te cam ceartă, da? Adică te ceartă în sensul în care îți tot repetă că nu ar fi potrivit din partea ta să primești toate acele cadouri. Hai să vedem și următoarea carte, dragii mei. Iată că vorbim aici despre o persoană, posibil să fiți voi această persoană despre care se vorbește, care s-a pierdut oarecum în această conexiune, da, cu partenerul sau cu partenera. De ce? Pentru că văd că te-ai canalizat în mod expres spre a oferi iubire partenerului tău sau partenerei tale și ai uitat de tine, dragul meu sau draga mea, în ultima perioadă. Văd că de foarte mult timp nu ți-ai mai canalizat atenția spre tine absolut deloc și acest lucru începe să se vadă, da? Adică în sensul că nici măcar nu te mai îngrijești la fel de mult pe cât o făceai înainte. Așadar, dragul meu, draga mea, iată că există un semnal de alarmă aici, în sensul în care tu se pare că îți cam pierzi identitatea în acest proces de iubire în care te-ai angajat cu acest partener. Este imperios necesar să-ți amintești, da, dragul meu sau draga mea, că și tu meriți iubire și tu meriți să îți acorzi această iubire tu din partea ta, da? Așadar, iubește-te mai mult, oferă-ți mai multă atenție, da? Poate că unii dintre voi sau unele dintre voi aveți nevoie de mai multă odihnă, de mai multe momente de relaxare, de momente pe care să le petreceți voi singuri sau voi singure, da? În solitudinea voastră, în liniștea voastră, să nu vă deranjeze nimeni și văd că
aveți nevoie să vă oferiți această atenție. Da, dragii mei, dragele mele, iată că prin această carte vedem că în următoarele 24 de ore, dragii mei, este foarte posibil să se întâmple o minune pentru voi. Da? Chiar dacă se întâmplă toate aceste lucruri, da? Chiar dacă apar tot felul de diferențe în conexiunile dintre dumneavoastră, chiar dacă lucrurile nu sunt toate la fel de bune precum ați fi sperat, da? Sau precum v-ați fi putut gândi în momentul în care ați venit în această conexiune, da? Dar iată că totul există o rezolvare, există o soluție pentru orice situație din viața, din viața dumneavoastră, da? Se pare că aveți parte până la urmă de o conexiune care nu are nevoie de niciun efort din partea dumneavoastră, da? Ceea ce vă scutește de foarte multe. Aveți parte de o conexiune care vă face plăcere, în primul rând, și asta cred că este ceea ce contează cel mai mult. Vă oferiți vouă în această conexiune foarte multă abundență și foarte multă iubire. Spuneam că partenerul sau partenera dumneavoastră vă copleșește cu tot felul de cadouri și asta nu este tot, da? Un cadou foarte mare pe care vi-l face permanent sunt banii săi, da? Din partea unora dintre voi, unora dintre aceste persoane, da? Văd că această persoană este foarte grijulie în ceea ce te privește, dorește să îți ofere această atitudine protectoare, da, față de tine. Și da, dorește să își manifeste recunoștința față de tine pentru că, iată, aveți această relație care este de invidiat, da? Într-adevăr, văd că comunicați foarte bine unul cu celălalt, chiar de multe ori vă puteți percepe în momente în care unul poate termina propoziția celuilalt, da? Întotdeauna știți ce gândește cealaltă persoană din conexiune și tot așa mai departe, da? Adică lucrurile evoluează în direcția pe care voi o doriți. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că vorbim aici despre tot felul de perioade, tot felul de cicluri, da? Se pare că situația în care se găsește relația dumneavoastră se află înainte de o foarte mare schimbare, da, pentru voi. Fiți pregătiți pentru această schimbare, dragii mei, dragele mele, și luați-vă avânt, ca să zic așa, pentru că, iată, rămâneți împământeniți, da, exact așa vi se spune în acest mesaj, pentru că această schimbare va însemna totul pentru voi în perioada următoare, da? Așteptați-vă, nu știu, ca lucrurile să iau o întorsătură cât se poate de pozitivă pentru voi, da, în cele ce urmează. Așteptați-vă ca voi să luați decizia vieții voastre și anume aceea de a vă uni destinele, da? Despre această transformare vorbim aici în special, da? Transformarea care va face din viața amândurora una singură, da? Un destin singur. Hai să vedem și următoarea carte. Iată că vorbește despre cea de-a cincea dimensiune. În această a cincea dimensiune, iată, dragul meu, dragul meu sau draga mea, că divinul masculin se întâlnește cu divinul feminin și atât unul cât și celălalt nu veți dori să faceți altceva decât să veniți unul în întâmpinarea celuilalt, da? Sau în întâmpinarea nevoilor celuilalt. Pentru că primiți tot felul de mesaje subtile din partea partenerului sau a partenerei, tot felul de mesaje care vă cer să faceți anumite lucruri, da? Vă cer să vă oferiți energia în continuare acestei persoane, da? Această persoană lângă care voi sunteți angajați într-o conexiune are nevoie permanent de energia dumneavoastră. Da, este o conexiune la nivel de suflet aceasta dintre voi doi. Sunteți suflete pereche, dragii mei, așadar nu aveți de ce să vă temeți unul de celălalt sau
unul de reacția celuilalt, da? În niciun caz. Hai să vedem și următoarele cărți. Da, iată că prima carte din tarot, dragii mei, este șasele de bâte, o carte foarte bună, o carte foarte frumoasă, care îmi vorbește despre un succes nebănuit care poate intra în viața dumneavoastră. Acest succes poate avea loc la locul de muncă pentru unul dintre voi, sau cel puțin pentru unul dintre voi, sau poate că mulți dintre voi văd că aveți cel puțin o activitate în plus pe care o desfășurați pe lângă locul de muncă, da? Cel puțin o afacere pe care o desfășurați la nivel de cuplu. Da? Văd că aveți o colaborare extraordinară între voi doi în acest sens și vă desfășurați amândoi fără nicio piedică în direcția pe care voi o doriți pentru voi. Da, și din acest punct de vedere văd că vă veți manifesta cu acest, se va manifesta acest succes deosebit în această activitate sau în această afacere a voastră. Da? Un succes care vă va face să vă gândiți la tot felul de perspective pe care le aveți în viitorul vostru. De asemenea, dragii mei, acest succes, având în vedere că este o carte a bâtelor, o carte a zodiilor de foc, poate să-mi aducă în prim plan ideea că poate fi vorba despre zodiile de foc în această etalare, pe de o parte, dar pe de altă parte este clar că acest succes se referă și la relația voastră în sine, da? Se pare că, da, pentru voi această conexiune este un adevărat succes și vă bucurați de faptul că, iată, ați ajuns să experimentați aceste momente împreună, aceste momente de dinaintea sărbătorilor de iarnă. Și iată că următoarea carte, dragii mei, este 9 de pentacule, o carte a abundenței, o carte a prosperității, o carte care mi-arată că, într-adevăr, aveți parte de, nu doar de succes, îmi cer scuze că m-am repetat, nu doar de succesul acesta despre care vorbeam cu acea carte anterioară, dar despre rezultate deosebite din punct de vedere financiar, da? Așteptați-vă din acest punct de vedere să vi se mărească leafa, salariul sau să primiți tot felul de prime, deci, cu ocazia Crăciunului sau, nu știu, să primiți o sumă de bani din partea unei persoane, da? Poate că cineva avea o datorie să vă înapoieze o datorie sau poate că unii dintre voi veți fi interesați sau interesate să dobândiți un credit la o bancă, da? Tot felul de situații care implică bani în viața dumneavoastră și văd că din acest punct de vedere vă veți simți cu adevărat recunoscători în această perioadă pentru toate aceste resurse pe care le primiți. Chiar unii dintre voi veți avea un asemenea succes în activitatea proprie pe care o desfășurați, încât veți avea perspectiva dobândirii din ce în ce mai mult a unei anumite independențe financiare, ceea ce vă va bucura peste măsură. Hai să vedem încă o carte. Da, cărți foarte bune, dragii mei, în această etalare. Iată că zecele de pentacule vine să se manifeste în această citire, vorbindu-mi despre o perspectivă cât se poate de optimistă în ceea ce privește dorința voastră de a vă întemeia o familie. Și văd că acest vis al vostru va fi pus în aplicare cât de curând, da? Dragii mei, dragele mele, așadar, aceia dintre voi care vă gândiți să vă căsătoriți în perioada următoare sau să, ce știu eu, să faceți un copil, da? Tot felul de evenimente importante pot interveni în viața dumneavoastră în cele ce urmează și vă pot schimba viața cu 180 de grade într-un sens cât se poate de pozitiv. Iată, familia vi se va mări, da? Veți avea și voi copiii pe care vi-i doriți și vă veți simți foarte, foarte împliniți la nivelul acesta familial. Hai să vedem încă o carte. O carte din partea îngerilor romantici. Da, iată că vine un mesaj aici, poate pentru unii dintre voi, care vorbește despre o dragoste care se simte,
se simte a fi foarte evoluată în această perioadă, da? Se pare că despre această dragoste vorbim cu voi, dragii mei. Vă veți simți foarte ridicați în această perioadă, da? Spre acest tip de dragoste pe care s-o împărtășiți atât în cuplu, cât și cu persoanele voastre apropiate, da? Mă refer la rude, la prieteni foarte apropiați și așa mai departe. Da, adică veți dori să împărțiți din ceea ce aveți în sufletul vostru în aceste momente și cu cei dragi vouă. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragele mele, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!